Salut, sunt Zen. Și astăzi o să vă prezint un nou ritual cu frunza de dafin. Frunza de dafin te poate ajuta în mai multe feluri. Totuși, trebuie să înțelegeți că am căutat foarte mult mai multe informații pentru dumneavoastră și am găsit că frunza de dafin era folosită ca un remediu pentru a primi niște viziuni, mai exact la oracolul din Delphi. Ce să nu faceți cu frunza de dafin? În primul rând și în primul rând aș dori să vă spun că frunza de dafin este considerată toxică pentru că este pentru energia lui Mercur. Nu se ingerează această frunză de dafin. Acest lucru făceau cei din oracolul din Delphi pentru a primi viziuni și avea un efect halucinogen și inducea anumite viziuni. Deci nu faceți acest lucru pentru că este toxic. Puteți să vă faceți un ceai de dafin, să-l consumați sau altceva, da? Dar nu ingerați. Bun. Al doilea lucru aș dori să vă spun pentru că energia frunzei de dafin este conectată cu energia soarelui în leu. Și aici o să vă prezint un ritual pentru a atrage abundență. Cum să folosiți semnul soarelui pentru a avea succes, fericire, atrage abundență și mai multe oportunități în viața dumneavoastră. În același timp, vreau să discutăm despre ritualul care l-ați mai văzut, ați auzit de el, să țineți frunza de dafin în pantof. Dacă există vreo conectare, vreo explicație logică, majoritatea dintre dumneavoastră considerați că este o superstiție. Am căutat și am găsit că frunza de dafin este pentru protecție împotriva blestemelor, vrăjilor și energiilor negative. Deci, faptul că cine poartă frunza de dafin în pantof consideră că va ține energia negativă care va fi întâlnită în calea sa și chiar dacă va călca în ea, datorită frunzei de dafin care are capacitatea energetică de a ține răul departe, aceasta va fi evitată, adică această energie negativă va fi evitată. Ce să nu faceți cu frunza de dafin? Deci nu recomand să luați frunza de dafin și să scrieți o rună pe ea și să-i dați foc, pentru că faceți un pact într-un mod indirect cu această rună, da? Și necesită după aceea sacrificii. Din câte am găsit eu în cele mai vechi cărți de magie, runa Fecu este o rună care aparține spiritului Driada a pădurii, care necesită sacrificii din când în când, dar dumneavoastră nu vreți să faceți sacrificii, nu-i așa? Și niciun pact într-un mod indirect. Puteți să purtați runa pentru că în timp această runa Fecu are o energie de a atrage anumite oportunități, dar nu o ardeți, da? Nu luați frunza de dafin și dați foc cu această runa pe ea. Puteți să vă scrieți simplu dorințe și să o ardeți, dar nu cu runa pe ea sau cu alte sigilii, da? Pentru că faceți un pact într-un mod indirect cu această energie a runei. Bun. Acum o să vă arăt ritualul cu trei frunze de dafin pentru a atrage abundență și cum să faceți. Veți lua trei frunze de dafin și veți face pe prima frunze de dafin, veți desena simbolul săgetătorului, pur și simplu o săgeată și un semn. Este folosit și în Reiki, simbolul soarelui, un cerc și un punct în mijloc, și simbolul lui Mercur. Da? Veți conecta aceste trei frunze într-un cerc, de fapt într-un triunghi, pentru că cercul va fi la mijloc. Puneți o monedă și după aceea veți spune așa: prin puterea lui 3, prin puterea focului, puterea soarelui, puterea lui Jupiter și puterea lui Mercur, fie ca aceste frunze de dafin să-mi aducă abundență, prosperitate, sănătate și fericire, fără să fac rău nimănui. Așa să fie. Spune de 3 ori. Luați moneda și o veți pune într-un bol, da? Moneda arată așa pentru că deja am purificat-o un pic în frunza de dafin și veți arde o frunză de dafin peste ea și scrumul acela se va impregna. Deci ardeți frunza de dafin, da? Această frunză de dafin peste monedă va face în așa fel încât energia să intre și în monedă, da? Bun. După ce ați terminat acest lucru, veți lua cele trei frunze de dafin și le veți lega cu oață roșie.
Deci am scos moneda, da, este un pic o frunză de dafin, are scrum pe ea. Veți lua cele trei frunze de dafin și le veți pune în portofelul dumneavoastră, da? Dacă în caz că ele se rup, vă recomand să repetați ritualul, da? Să faceți în așa fel încât să fie când luna este în creștere sau când este luna nouă, da? Bun, încă un sfat și legat de frunza de dafin. Puteți să luați patru frunze de dafin, da? Să le puneți în cele patru colțuri ale camerei sau ale casei dumneavoastră pentru a ține energiile negative departe. Acest ritual este recomandat în vechime, vechi de 400 de ani și l-am găsit în cărțile cu caracter magic și de aceea vi le recomand și dumneavoastră, da? Vă mulțumesc, eu sunt Zen și vă aștept și pe comunitate să meditați.